Proaspeții absolvenți de liceu și nu numai, care au promovat examenul de bacalaureat, își pot depune, începând din această săptămână, dosarul de înscriere la facultățile pe care le-au ales din cadrul Centrului Universitar Drobeta Turnu Severin, singura instituție de învățământ superior de stat din județul nostru. Facultatea de litere din Drobeta Turnu Severin se află în plin proces de admitere și are o ofertă educațională bogată pentru anul universitar 2023-2024. Până în data de 17 iulie, Universitatea din Craiova organizează înscrierile pentru studiile de licență și master. Tot ceea ce trebuie să faceți este să accesați site-ul universității www.ucv.ro. Acolo veți găsi Facultatea de litere din cadrul Universității din Craiova. Astăzi, precum v-am spus, venim cu vești foarte bune pentru dumneavoastră. Prima veste este aceea că Facultatea de Litere, cu specializarea Limbă și Literatură Română, o limbă și literatură modernă, respectiv franceză-engleză, vine cu un număr mult mai mare de locuri la buget, mai exact 35 de locuri la buget și 5 locuri la taxă. A doua veste bună este aceea că, începând cu anul acesta, școlarizăm mai multe locuri la limba franceză, ceea ce înseamnă că cei interesați nu mai sunt nevoiți să meargă la Craiova sau în alte centre universitare. De asemenea, cea de-a doua specializare a Facultății de Litere este Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, unde avem un număr de 31 de locuri la buget și 29 de locuri la taxă. Criteriul de admitere la Facultatea de Litere, specializarea Limbă și Literatură Română, o limbă și literatură modernă, este media generală de admitere, reprezentată prin media generală de bacalaureat în proporție de 100%. În ceea ce privește cea de-a doua specializare, Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, înscrierile, bineînțeles, au loc în aceeași perioadă, iar proba eliminatorie va avea loc în două etape. Mai exact, prima etapă constă într-un eseu motivațional care va fi evaluat cu admis-respins. Normele de redactare le puteți găsi pe site-ul Universității din Craiova, iar cea de-a doua probă, dosarul și, bineînțeles, media generală de admitere, reprezentată la fel prin media generală de bacalaureat în proporție de 100%. Cea de-a treia veste bună este aceea că noi ne-am gândit să venim în sprijinul celor care nu reușesc sau nu știu să se înscrie online și am organizat o echipă de ajutor ce va fi prezentă în fiecare zi până pe data de 17 iulie, între orele 10 și 14. Taxa se poate achita atât online, dar și fizic, la sediul facultății noastre, aici pe strada Traian 277A. De asemenea, doresc să vă invit să vă înscrieți la programul de master Consiliere Educațională și Dezvoltarea Carierei, unde avem 20 de locuri la buget și 28 de locuri la taxă, iar noutatea o reprezintă faptul că în legea educației se precizează că acest master este un program de formare psihopedagogică, ceea ce înseamnă că este pe același nivel cu programul DPPD și cu masterul didactic. Înscrierile au loc până pe data de 14 iulie, iar concursul de admitere este pe data de 17 iulie, da, și va consta într-un eseu motivațional care de asemenea va fi evaluat cu admis-respins. Admiterea la studiile universitare de licență se face pe bază de dosar în ordinea descrescătoare a medii de la bacalaureat. Pentru admiterea la facultate, licență sau master avem nevoie de următoarele: dosar MAPA, cerere de înscriere tip, diplomă de bacalaureat copie legalizată, foaie matriculă copie legalizată, certificatul de naștere copie legalizată, carte de identitate copie, adeverință medicală eliberată de cabinetele medicale școlare sau de medicul de familie cu specificația medicului apt pentru facultate în original, acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere. Scutirea se aprobă doar pentru o singură universitate.
chitanța doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere. Candidații care sunt studenți prezintă la înscriere adeverința de student cu situația școlară încheiată, studenți integraliști, adeverință de student sau absolvent privind forma de școlarizare. Candidații care sunt absolvenți de o altă facultate prezintă la înscriere copie legalizată după diploma de licență, copie legalizată după foaia matriculă sau suplimentul la diplomă. Diploma de licență, copie legalizată pentru masterat. Foaia matriculă, supliment, licență, copie legalizată pentru masterat. Procură notarială pentru împuternicit în cazul în care candidatul nu se prezintă personal la înscriere.